Veste bună pentru solicitanții de servicii consulare. Ambasada României de la noi a anunțat astăzi printr-un comunicat de presă că secția consulară de la Chișinău își va relua treptat activitatea începând cu 18 mai. Astfel, în prima etapă urmează a fi eliberate pașapoartele și certificatele de naștere sau de căsătorie deja întocmite. Totodată, în continuare, se va lucra numai asupra cererilor primite anterior fără acceptarea altora noi, excepție fiind cazurile de urgență. În condițiile date, trebuie de precizat că accesul va fi asigurat numai în următoarele condiții: absența simptomelor, temperatură ridicată, tuse sau rinoree, menținerea distanței fizice și purtarea obligatorie a măștii de protecție. De asemenea, în sala de așteptare nu va fi admisă prezența a mai mult de 4 persoane în același timp. Menționăm că secția consulară de la Chișinău va lucra de luni până vineri între orele 8:00 și 15:30.